pe domnul Corneliu Rădulescu, șef serviciu proiect eficiență energetică de la Autoritatea Națională de Reglementare a Consumului de Energie. I would like to say welcome Mr. Corneliu Rădulescu, head of the Energy Efficiency Projects Department in the Romanian Energy Regulatory Authority. Mulțumesc frumos. În primul rând, aș dori să spun că sunt extrem de bucuros să particip la turul din ARAT. Thank you very much. First of all, I'd like to say that I'm very pleased and honored to participate in this fair trade in ARAT. Am avut plăcerea să particip și la cel din București. I had the honor to participate in the one in Bucharest. Dar numai puțin la cel din Austria. But not less in the one in Austria. Și aici aș vrea să-i spun domnișoarei Avenar, she shouldn't be so tough on herself. Pentru că atunci când organizezi un târg, cum este cel din Augsburg, because when you organize a trade fair like the one in Augsburg, și vezi nu știu câte hale pline cu expozanți, and you see so many halls filled with exhibitors, și nu știu câte sute sau mii de oameni care vin zilnic să le viziteze, and hundreds or maybe thousands of people who come to see them every day, nu cred că poți spune că faci foarte multe greșeli. You cannot say you make so many mistakes. Singura diferență este că acolo ai de face cu educație privind sursele regenerabile. The only difference is that there you deal with people who have a certain amount of education regarding the renewable energy. Iar în România acest lucru este de abia la început. While in Romania this thing is on the beginning. Singurul lucru este care este foarte bun este faptul că ECO, deși sunt absolut convins că a acumulat multe greutăți, I'm convinced that ECO has faced many difficulties. Nu a cedat acestor greutăți. But the fact is they didn't give up in front of these difficulties. Și au făcut din aceste două târguri o tradiție. And they made out a tradition out of these fairs. Sper ca tradiția să continue și în anii următori. I truly hope the tradition goes on in the following years. Și doresc să închei urând tuturor celor prezenți, expozanți, mult succes. And I'd like to end by wishing all present here and especially the exhibitors lots of success. Și să transmit speranța, cel puțin a mea personală,